Incident șocant în Botoșani. Un tânăr de 20 de ani este cercetat penal după ce a tras la întâmplare cu pistolul dintr-o mașină aflată în mers. Individul a tras asupra unui grup aflat pe marginea drumului. Colega mea, Ana Micu, are toate detaliile. Bun găsit, Ana, ce ai aflat? Bun găsit! Până în acest moment se cunosc puține detalii despre acest caz, însă cel mai important lucru de precizat este faptul că nu există victime, iar persoana care a fost transportată la spital în urma incidentului a fost transportată doar pentru a-i se acorda îngrijiri medicale ușoare, astfel asta pentru că rana era una superficială. Cu toate acestea, incidentul rămâne unul șocant, asta pentru că, din ceea ce știm de la fața locului, în mașină se aflau două persoane, șoferul care conducea și, bineînțeles, pasagerul care, la un anumit moment dat al plimbării, a scos un pistol cu aer comprimat pe geam și a început să tragă în persoanele care se aflau pe trotuar, fără a exista motive evidente care să fi condus la această situație. În prezent se fac cercetări pentru a se determina care au fost cauzele care au determinat acest incident, dar, bineînțeles, și pentru acuzarea persoanei implicate în această situație.